activitatea aceasta caritativă, misionară și socială la care luăm parte de mai mulți ani este un lucru demn de toată admirația pe care îl organizează românii din Michereci. Michereci fiind o localitate, o comună cu aproximativ 3.000 de locuitori, 2.000-3.000 de locuitori, situată în apropierea graniței cu România, nu departe de orașul Salonta, dacă trecem granița România, și aproape și de orașul Giula, sau Jula, cum spun românii de acolo, și unde este centrul comunității românești din Ungaria. Acești oameni, care de aproximativ 9 ani, au început această activitate de colectare a unor obiecte pentru a le putea oferi unor familii nevoiașe și mai sărace din România. În toată perioada postului Crăciunului adună aceste obiecte într-un spațiu pus la dispoziție de către parohia din această localitate și bineînțeles că se bucură și de sprijinul primăriei, iar la sfârșitul postului, cu puține zile înaintea praznicului nașterii Domnului, ei vin să împartă lucrurile acestea în România, în diferite localități. Am fost împreună cu ei de mai multe ori, în județul Arad, în județul Bihor, în județul Sălaj acum. Anul trecut au fost împărțite la o mănăstire care se ocupă și de un proiect social extraordinar de important, și anume cu copiii orfani la Mănăstirea Dumbrava din județul și Arhiepiscopia Alba Iuliei, și unde au atât un centru pentru copii orfani, cât și un centru pentru bătrâni. Și am constatat, pe de o parte, dărnicia și bunătatea acestor oameni, mobilizarea lor, entuziasmul cu care se implică în această activitate de colectare a lucrurilor. Am văzut, bineînțeles, și multe lipsuri și probleme care există în România, dar familii sărace există peste tot. Și bineînțeles că acestea s-au bucurat mult de ajutoarele primite acum în prag de Sfinte Sărbători. Pe de altă parte, am constatat și am observat și activitatea misionară deosebită și eu cred că remarcabilă, care se desfășoară în cadrul mănăstirilor noastre. Iată mănăstirea Bic din Sălaj, la care am poposit în anul acesta, și unde există și o grădiniță și o școală pentru copii și o activitate meritorie a macilor din această mănăstire și a unui puțin personal auxiliar, și bineînțeles și un centru pentru persoane vârstnice, unde de asemenea în jur de 30 de bătrâni sunt îngrijiți de către această mănăstire. M-au impresionat lucrurile pe care le-am observat din partea bisericii și pe de altă parte, așa cum am spus, este demn de toată lauda și aprecierea și inițiativa acestor români din Ungaria, care nu sunt doar români, pentru ei bineînțeles că sunt și familii mixte, sunt și maghiari și care doresc să facă lucrul acesta chiar fără să îndemne nimeni, din proprie inițiativă, parcă simțind bucuria aceasta că atunci când dăruiești cuiva și tu te hrănești din punct de vedere sufletesc. Dar să le răsplătească Dumnezeu lor, acestor români veniți din Ungaria, să ajute bunul Dumnezeu și mănăstirile și parohiile noastre, biserica noastră, care atât prin monahi și prin preoți desfășoară o activitate extraordinară. Am constatat și aici la biserica, intrarea în biserică, dacă nu mă șel, la parohie, intrarea în biserica Maicii Domnului din Șimleul Silvaniei, ce lucrare deosebită dincolo de activitatea pastoral-misionară obișnuită și duminicală pe care o desfășoară aceste parohii. Am văzut și centru extraordinar de frumos și care vine și în sprijinul copiilor de la școlile din apropiere și bineînțeles cred că și în sprijinul altor familii sărace prin cantina socială care funcționează în cadrul acestei parohii sau altor credincioși, deci și din alte domenii și parohiile, nu doar mănăstirile, se implică exemplar și nădăjduim ca să poată fi sprijiniți în continuare și de către credincioși și de către autoritățile de stat, poate și în privința unor proiecte europene, cum am înțeles că și la această parohie a fost dus la bun sfârșit și finalizat, să poată în viitor să fie finalizate și astfel de lucruri, pentru că toate sunt în beneficiul credincioșilor noștri pe de o parte, dar în fond al românilor. Toți suntem români, toți suntem cetățeni români. Să ajute bunul Dumnezeu pe toată lumea și pe cei care s-au implicat să aducă din Ungaria și pe cei care atât de mult fac aici în țară și pe cei care se bucură de aceste ajutoare, să le dăruiască tuturor sărbători fericite. Mulțumesc!